Senatorii au discutat și votat în ședința de miercuri legea privind modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Inițiativa instituie o formă specială a concediului pentru îngrijirea copilului aflat în carantină sau izolare din cauza unei suspiciuni asupra unei boli infectocontagioase. În ciuda aparențelor, aceasta nu este o inițiativă legislativă despre sau pentru părinți, fiindcă vorbim de concedii pentru părinți, ci este de fapt una despre copii. Fiindcă astăzi, în legislația actuală, avem o discriminare și un vid legislativ. Avem concedii de îngrijire în cazul copiilor bolnavi de sub 7 ani și avem un concediu pentru carantină. Deci dacă un copil intră în carantină sau în izolare din cauza COVID și părintele lui este neimunizat, va beneficia, părintele va fi de asemenea carantinat și va beneficia de un concediu pentru carantină, fiind remunerat cu 100% din salariul lui. Este o modificare legislativă foarte binevenită. Asta demonstrează că știm să avem grijă de copiii noștri până la împlinirea vârstei de 18 ani. Am discutat foarte mult în Comisia pentru Sănătatea Senatului despre acest act normativ și cu toți am ajuns la concluzie, așa cum a spus și colegul, în unanimitate am votat acest proiect de lege care mi se pare foarte bun, mai ales pentru momentul actual. Și să nu uităm că încă n-am ieșit din pandemie și mai avem destul de lucrat în acest sens. Pentru o suspiciune de boală, dumneavoastră țineți acasă părinții și le mai dați și doar 85% din indemnizație. Deci după ce că nu avem pandemie, nu a fost decretată epidemia, avem un procentaj de decese în România 0,29%, iar la nivel mondial 0,066%, puneți mâna și faceți calcule, ceea ce nu înseamnă pandemie, da? În acest moment le prejudiciați pe părinți, le luați 15% din salariu ca să aibă grijă de niște copii pe care voi îi băgați în carantină și în izolare pentru presupuse boli, o răceală pe care voi, dacă o tratați în spital, îi omorâți pe toți. Ăsta este adevărul și deja spun toate anchetele procurorilor și se demonstrează în acest moment prin toate autopsiile care se fac. Părinții vaccinați vor beneficia de concediu pentru îngrijirea copiilor bolnavi de COVID, indemnizația fiind de 100% din baza de calcul stabilită de Senat. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.